La vremea întemeierii Romei, pe care tradiția o plasează în anul 753, Italia, de fapt cea mai mare parte a ei, nu toată Italia, era dominată la acea vreme de etrusci. Însăși Roma era doar unul din orașele din ținuturile italice supuse puterii etruscilor. Perioada regatului roman, 753-509 înainte de Hristos, istoricii o consideră o perioadă în care Roma era supusă puterii etruscilor mai mult decât perioada ulterioară, iar regele romanilor nu era decât un interpus între oraș, între cetățeni și suzeranii etrusci. Republica apare conform tradiției în anul 509 când ultimul rege, însă însăși numele este Trusc comite o nedreptate, mă rog, violează o femeie, de fapt nu regele, prințul, fiul său, justiția eșuează în a face dreptate și atunci populația se revoltă și cu această ocazie se instaurează Republica și se încheie perioada regalității. Asta spune tradiția, spune mitologia romană, ca să-i spunem așa dar citind aceste povestiri printre rânduri putem concluziona că înlăturarea regalității constituie pentru Roma o etapă importantă în emanciparea ei de sub puterea etruscilor. Deci perioada Republicii începe conform tradiției în anul 509 înainte de Hristos. Instituția monarhică este înlocuită cu o serie de instituții mult mai democratice statul este condus de doi consuli aleși periodic, familiile cele mai importante nobiliare au un cuvânt greu de spus, dar și plebei au partea lor de putere, se constituie senatul și așa mai departe. În perioadele în care Roma era amenințată, de exemplu apărea un război iminent, în acea perioadă, până la rezolvarea situației de criză, romanii alegeau un dictator, care avea puteri depline, dar care se limitau doar la acea perioadă de criză. Asta pentru a putea lua decizii mai repede, pentru a evita birocrația, să zicem așa. Pentru că, în mod normal, legile trebuiau aprobate de Senat, cei doi consuli aveau fiecare atribuții care uneori se băteau cap în cap, adică democrația asta romană avea părți bune și părți rele, printre părțile rele fiind greutatea de a lua, dificultatea de a lua decizii repede. Și atunci când era nevoie de decizii rapide, era această instituție a dictatorului. Pentru a rezista presiunii etruscilor, romanii intră într-o serie de alianțe cu alte cetăți, sate și triburi din zona lor, din Latium, alianță pe care istoricii au numit-o anacronic Liga Latină. Nu știm cum se, numea, cum se numea în epocă, dar ăsta e numele cu care a intrat în istorie. Încet, încet, Roma începe să devină liderul acestei ligi latine. În tot acest timp, paralel cu emanciparea regiunilor din Latium de sub puterea etruscilor, etruscii sau probabil cele două evenimente sunt strâns legate unul de altul, etruscii sunt amenințați din nord de un popor nou care invada Italia și anume Celții. Celții sau Gali. Ei sunt motivul pentru care regiunea din nordul Italiei în perioada Antichității a purtat numele de Galia Cisalpină. Acolo trăiau, sau mă rog, istoria consemnează o serie de triburi celtice, printre care amintim Biturigii, Arverni, Senonii, Ambarii, Carnuții, Volci și alții. Cam ăsta era peisajul în jumătatea de nord a peninsulei italice în secolele 6-4, evident înainte de Hristos. Republica Romană se extindea treptat, cuprinzând noi și noi cetăți, teritorii și triburi din jurul regiunii Latium. Modul de organizare a lumii dominate de Roma era diferit de la caz la caz, unele teritorii și cetăți erau aliații ai romanilor, iar altele fuseseră de-a dreptul cucerite de romani în urma unor războaie, unor neînțelegeri, războaie câștigate de romani, în urma cărora cetățile respective erau pur și simplu anexate de Republica Romană. În anul 390, una din cetățile aliate Romei, un oraș etrusc de data aceasta, Clusium, pe numele său, este atacat de senoni, un trib celtic sub conducerea lui unui anume Brenus. Romanii erau obligați de tratatul cu acest oraș să-i ajute în caz de război, fix situația de față. În fine, încep negocierile, numai într-un în detalii, se ajunge la război și romanii, vin cu aste pentru a-i ajuta pe lor din Clusium. Bătălia dintre cele două tabere se dă la râul Alia, foarte aproape de Roma. Romanii, de data aceasta, sunt înfrânți de celți, de gali, și are loc un episod pe cât de umilitor pentru romani, pe atât de periculos, pentru că a fost la un pas de a nimici însă și cetatea Romei și istoria Republicii Romane se putea încheia acum. Armata romană înfrântă, supraviețuitorii ei se împart în două tabere, cei mai mulți se refugiază în orașul Vei, apropiat, aflat tot sub controlul roman, iar o mică parte se refugiază în Roma. Cetățenii Romei, când au văzut cât de puțini soldați s-au întors în cetate, au avut impresia că ăștia sunt singurii supraviețuitori și au fost foarte speriați, foarte panicați înțelegând că invazia celților este iminentă, nu au mai făcut planuri pentru a apăra întreaga Romă pentru că nu aveau suficienți soldați, ci au luat obiectele de valoare și ce mai rămânsese din armata romană și bărbații buni de luptă încă rămași în oraș și s-au baricadat pe una din cele șapte coline ale Romei numită Capitoliu. Capitoliu era fortificat, deci ușor de apărat. Restul Romei este lăsat la cheremul celților. Cei mai bătrâni senatori și oamenii de vază, aristocrați, refuză să-și părăsească casele, nu trăiseră niciodată o asemenea rușine și îi așteaptă pe celți cu stoicism, pe scaune în fața porților, în fața propriilor proprietăți, să zicem așa. Erau în general oameni bătrâni care nu erau dispuși să-și părăsească locuințele și oricum nu mai aveau multe zile de trăit. Istoricul Titus Livius ne descrie evenimentele care au urmat conform acestuia. Celții când au intrat în Roma au fost surprinși de faptul că nu au fost întâmpinați de nicio armată, de nicio opunere militară. Și au avut impresia că li se întinde o capcană, de, de aceea au fost foarte prudenți și evenimentele s-au petrecut lent. Același istoric roman ne spune că celții pătrundeau mai ușor într-o locuință baricadată de a plebeilor decât să îndrăznească să intre într-o locuință patriciană lăsă cu porțile larg deschise, pentru că la fel aveau impresia că e prea ușor să fie adevărat și probabil e o capcană. Când i-au întâlnit pe bătrânii patricieni în fața porților, stând pe scaune, liniștiți, calmi, inițial celții nu au știut cum să reacționeze, îi priveau cu mirare, ca pe niște zei, spune autorul, până ce are loc un prim conflict între un astfel de roman venerabil, să-i spunem așa, și un celt, și conflictul se sfârșește cu uciderea romanului, care este lovit cu un fier în cap. Urmează apoi un masacru general în care celții ucid fără discriminare femei, bătrâni, copii, jefuiesc casele, incendiază ce nu pot să fure și așa mai departe și toată Roma este la cheremul acestor gali, mai puțin Capitoliul care, așa cum spuneam, era fortificat și păzit de romani. Celții fac mai multe încercări nereușite de a lua cu asalt Capitoliul, Într-una dintre ele, o încercare de a pătrunde pe timp de noapte în interiorul Capitolului este sabotată, este împiedicată de niște gâște care fiind trezite de zgomot ar fi alarmat romanii baricadați în Capitoliu, asta spune legenda. Cert este că celții nu reușesc să, să cucerească această redută romană de pe colina respectivă. Și atunci cele două părți ajung la o negociere, și în final la o înțelegere. Înțelegerea era că romanii să plătească celților câteva mii de livre de aur. În kilograme, asta venea aproximativ 500 de kilograme de aur. O cantitate absolut impresionantă. Îi sărăcea pur și simplu pe romani. Romanii golesc templele de obiecte prețioase, fac Chietă, să zicem așa, fiecare își predă bijuteriile, femeile scoteau cercei, inelele și cu greu ating cantitatea de aur cerută de celți, însă la cântar celții îi fură pe romani, să zicem așa, la cântar, folosind greutăți false. Adică balanța, greutatea pusă în balanță pentru a cântări aurul era mai grea de greutatea cerută, astfel încât deși romanii strânseseră teoretic cantitatea, celții doreau mai mult. La protestul romanilor că celții nu sunt corecți la cântar, Brenus, regele celților, ar fi rostit celebra frază va evictis, adică vai de cei învinși, adică cu alte cuvinte nu mai comentați, sau cum zicea cineva Ciocu Mic, acum noi suntem la putere. Dar lucrurile nu se opresc aici, așa cum spuneam, o bună parte din armata romană nu se refugiase în Roma după bătălia de la Alia, ci se refugiase în cetatea Vei. Cât timp în Roma se desfășurau aceste scene tragice, care au durat probabil câteva zile, câteva săptămâni, poate, rămășițele armatei romane ce supraviețuiseră bătăliei, în funte cu dictatorul roman, deci comandantul suprem al armatei, un anume Marcus Furius Camillus, pregătea contraofensiva. Acesta reușește să convingă o serie de sate din jur și triburi să se alăture romanilor, probabil prezența celților victorioși în, în regiune nu era bine primită nu doar de romani, ci și de aliații acestora. Cert este că Marcus Furius Camillus reușește să strângă o armată care completează pierderile suferite în urma bătăliei de la Alia în timp ce celții din uh, cuceritorii Romei negociau și se certau cu romanii înfrânți cu privire la modul de cântărire al aurului, legenda spune că acest Marcus Furius Camillus intră pe porțile cetății, trage sabia și o aruncă pe cântarul celților și spune Non auro sed ferro recuperanda est patria adică nu cu aur, ci cu fier vom recâștiga patria. Bătălia începe numai decât inițial pe străzile Romei. Pe de-o parte, acest Marcus Furius Camilus cu armata pe care o refăcuse din supraviețuitorii bătăliei romani și din aliații din triburile învecinate și pe de altă parte romanii supraviețuitori care tocmai fusese înfrânți și asediați pe Capitoliu luați prin surprindere celții care se consideraseră până atunci stăpânii orașului sunt înfrânți sunt alungați din Roma tezaurul este recuperat iar după ce sunt alungați din Roma sunt urmăriți și conform lui Titus Livius măcelul este total din câmpul lor din tabăra lor nu a scăpat nici măcar un mesager care să raporteze dezastrul am încheiat citatul Evenimentele sunt relatate în principal de Titus Livius în lucrarea sa celebră ad urbe condita, adică de la întemeierea cetății. Dar și alți autori antici au relatat aceste evenimente, Diodorus Siculus, Dionisie din Halicarnas, Plutar și alții. Variantele diferă puțin la fiecare dintre ei, dar esența este aceeași. Fac o paranteză, bineînțeles că în toate aceste istorii foarte vechi s-au strecurat multe legende, multe înflorituri, multe povești moralizatoare, dar la toți autorii esența este aceeași: Romanii sunt atacați, sunt bătuți, umiliți, jefuiți de celți, și în urma acestei umilințe, Roma își schimbă radical opțiunea cu privire la triburile din jur, la lumea în care se află și începe un adevărat uh, New Deal, să-i spunem așa, o regândire a politicii sale externe și interne, totodată. Au loc o serie de reforme, atât sociale cât și militare, se refac zidurile și întăriturile cetății. Se pare că în epocă romanii au perceput această, acest episod, când erau să fie șterși de pe fața pământului de către celți, ca un veritabil holocaust, un fel de Never again, pare să-și fi spus ei atunci, pentru că de acum Roma va fi mult mai agresivă, mult mai incisivă, expansiunea ei, prin tot prin acea serie de alianțe și victorii militare, va urmări să atingă frontierele naturale ale Italiei. O primă frontieră naturală atinsă va fi râul Rubicon, care era granița dintre Republica Romană și Galia Cisalpină iar în sud se va tot întinde până la, până la capătul peninsulei, până la urmă intând în conflict cu punii, cu cartaginezii. Războiul, războaiele de fapt punice vor fi la fel foarte grele pentru romani, la fel ca și în cazul atacului asupra Romei de către celți, vor fi uneori pe punctul de a fi anihilați, dar în final vor ieși victorioși, conform zicalei ceea ce nu te omoară te face mai puternic. Pe vremea când Alexandru cucerea Imperiul Persan, romanii erau foarte ocupați în a unifica sub hegemonia lor, sub conducerea lor, întreaga peninsulă italică. Îi va supune pe etrusci, care, așa cum spuneam, au fost și ei slăbiți de migrația celților în Italia, iar în sud vor ajunge în conflict pentru cetățile grecești, cu o altă putere, o putere maritimă, din nordul Africii, cartaginezii. Dar despre contactul romanilor cu cartaginezii și despre războaiele punice vom vorbi probabil într-un alt episod. În final, romanii vor rezolva definitiv problema celtică, fiind de fapt cauza pentru care celții au fost scoși din istorie, deși nu exterminați, populații celtice existând și continuând să existe în extremitatea vestică a Europei, în Irlanda, insulele britanice și pe insula Bretania din Franța. Cam despre asta a fost episodul de astăzi. Dacă considerați că mai trebuia ceva spus, dacă aveți alte păreri, completări, corecții, folosiți cu încredere secțiunea de comentarii. La revedere și pe data viitoare!